După moartea lui Petrică Mățu Stoian, a mai apărut un scandal între sora acestuia și impresarul Doru Gușman. Acest lucru cel mai probabil din cauza averii și cine o va moșteni, pentru că firmele lui Doru dețineau proprietățile lui Petrică Mățu Stoian. Sora lui Petrică Mățu, Maria Tarchilă, a declarat că Doru Gușman i-a controlat viața cântărențului de muzică populară. I-a controlat viața, nu a avut o viață a lui. Când era cu noi, era descătușat, când era cu el, era stresat. Cu Petrică eram în relații normale, cu familia Gușman nu. Nu ne primea în casă, ne întâlneam în benzinării cu el. Nu aveam ce căuta la el în casă, era eliminată mai multă lume. Cum era eliminată și Niculina, nu voia să fim în preajma lui. Nu era lăsat să vină la întâlnire, venea pe furiș. Când sunam la telefon, auzeam cum țipă la el și îl întreba ce caută să ne vadă. Petrică a fost un artist minunat, dar nu știm ce a fost dincolo de asta. Au trăit pe spatele lui, a muncit și el și au fost toți pe spatele lui, a declarat Maria Tarchilă. Deocamdată am deschis succesiune și a rămas setată pentru ianuarie întâlnirea cu doamna notar. Unii spun că nu va fi nimic, alții spun că e o avere. Noi nu urmărim averea nimănui, nici a lui Petrică, dacă va fi ceva, o să-i facem lui pomenile. Și casa nu știu exact a cui este, casa din Craiova nu era a lui Petrică și se pare că nici casa de la țară nu era a lui. Se pare că acea casă este pusă pe o firmă, nu este nimic clar momentan. Acționarea din firmă este familia la care Petrică a stat. Noi am găsit acte care să dovedească cum a stat. Domnul Gușman deține tot ce are Petrică Mățu Stoian, se pare. Însă nu suntem siguri, așa că așteptăm să se verifice. Replica lui Doru a venit rapid. Doru Gușman spune că el nu a pus stăpânire pe nimic. Este minciună 100%, e minciună 100%. Deci dacă ea spune așa ceva, minte. Cum să fie adevărat așa ceva? Eu nu am nimic moștenit de la el. Eu ce am, am casa mea. El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat. Casa este pe numele lui. Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo. Se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre. Suntem 50% în firma administrator. În una este Petrică Mățu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este. Nu este autoturismul lui. Este autoturismul nostru. Este pe firmă. Este al firmei unde suntem amândoi administratori. De unde știe dânsa că este numai al lui? Impresarul neagă și acuzațiile conform cărora fiica sa ar avea un cabinet stomatologic în garsoniera lăsată de Petrică Mățu Stoian. Nu a lăsat Petrică Mățu Stoian nicio garsonieră. Vedeți ce nebunii spun? Conform zvonurilor, înainte de a pleca la clinică pentru tratament, Petrică Mățu i-a lăsat lui Andrei Gușman cu acte un apartament. E o altă minciună, deci nu mai minciuni sunt. Exact cum spunea că este casa pe firmă, că este apartamentul de 400.000 de euro în primăverii, că este al doilea apartament la mare, astea sunt doar minciuni. Doru Gușman neagă și acuzațiile conform cărora nu-l lăsa pe Petrică Mățu să se vadă cu familia. Dacă ei au vrut să se vadă în benzinărie, s-au văzut în benzinărie. Petre nu m-a întrebat niciodată, nu m-a stârnit, nu a apărut vreun război intern. A încheiat Doru Gușman. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.